Consiliul JAI va vota pe 8 decembrie intrarea României, Croației și Bulgariei în spațiul Schengen. Agenda discuțiilor a fost deja publicată de Consiliul Uniunii Europene, iar acest vot este prioritatea numărul 1 a Consiliului. Însă discut mai multe despre acest vot alături de Miroslav Tașcu Stavre, expert în relații internaționale. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața! Vă mulțumesc și eu! Vedeam declarațiile din ultimele zile, atât președintele Iohannis, cât și ministrul de externe Bogdan Aurescu, care ne preveneau cumva că ar putea să apară o amânare a votului. Vedem că nu s-a întâmplat asta și mai avem și declarațiile Suediei de ieri, care spune că nu se va opune la acest vot. Însă mai avem în continuare opoziția cel puțin declarată din partea Olandei și a Austriei. Credeți că vom obține un vot de încredere și din partea lor? Da, sunt șanse foarte mari, pentru că altfel ne-a anunțat și președintele Iohannis, exista posibilitatea amânării acestei decizii. Faptul că acest punct a ajuns pe ordinea de zi a Consiliului e un semn foarte bun. Legat de poziția Olandei și a Austriei, cel puțin în privința Austriei am văzut mai degrabă niște declarații contradictorii. Cancelarul spunea în urmă cu ceva timp că Austria probabil se va opune, dar a urmat o declarație a vicecancelarului austriac după vizita ministrului de interne Lucian Bode și cred că avem o știre pozitivă dacă lucrurile au ajuns să fie pe agendă. La fel în privința Olandei. Olanda avea practic niște condiții suplimentare. Una era legată de mecanismul de cooperare și verificare și știm foarte bine că Comisia Europeană a propus stoparea acestui mecanism. Deci România îndeplinește sau nu mai e nevoie de monitorizare. Și de asemenea am avut și o vizită a unor oficiali olandezi, suplimentară cumva față de vizita Uniunii Europene și lucrurile astea nu pot decât să ne bucure. Sperăm, pentru că decizia se va lua pe 8 decembrie. Ca să înțelegem mai bine cum funcționează acest vot, dacă mergem în schimb pe celălalt scenariu, adică scenariul în care votul va avea oricum loc și va exista o poziție din partea unei țări, asta înseamnă că votul acesta s-ar putea repeta în lunile care urmează sau înseamnă o procedură luată din nou de la capăt peste un an, doi sau când se va pune din nou această problemă? Nu. În primul rând trebuie spus ceva. Decizia finală aparține Consiliului Uniunii Europene. Iar în materia aceasta, privind securitatea frontierelor, privind spațiul de libertate, justiție, afaceri interne, deciziile se iau prin consens. Practic, e nevoie de unanimitate. De asta avem îngrijorări. S-a discutat în decursul timpului și despre modul în care deciziile la nivelul Consiliului să fie schimbate, tocmai pentru a nu produce blocaje. Nu e cazul doar a spațiului Schengen, sunt și multe alte chestiuni pe agenda europeană. Dar la momentul ăsta astfel se iau deciziile. Deci e nevoie de unanimitate. Chiar dacă nu au o legătură directă aceste întâlniri, credeți că măcar la nivel de imagine ne ajută și reuniunile care au loc în aceste zile în România din punct de vedere diplomatic? Cu siguranță. Și România este în zilele astea un pol al diplomației și discuțiile bilaterale care au loc în marja acestor întâlniri sunt foarte importante. Dar dincolo de asta sunt faptele, pentru că România s-a dovedit unul dintre cei mai consecvenți și predictibili actori în regiune, mai ales în contextul ăsta atât de complicat al crizei din Ucraina. Mă refer aici și la modul în care a fost ajutată Ucraina și prin coridorul privind cerealele și prin ajutorul umanitar. În plus, chestiunea migrației care fusese ridicată de către Austria ne arată, practic, cifrele că România nu e pe un traseu al migrației și
nu ar trebui să existe îngrijorări cu privire la acest lucru. Să sperăm că așa va fi și vom vedea un vot pozitiv peste o săptămână din partea tuturor statelor membre. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru informații. Mulțumesc și eu.